împreună cu diavolul și cu toți păcătoșii și care nu au vrut să prăznăiască pe Dumnezeu, să nu vrut să ascultă, să facă binele, să îndrepte viața lor și să căiască din păcatele lor. Și am vrut să spun două, trei cuvinte despre în timpul nostru, dacă a apărut așa o problemă, toți noi știm epidemia, dacă mai ales la tineri, la copii, așa, sunt mai băiat 10 ani, așa, s-a urcat că el face multe vrăși. El asta învață și copii și din cărți nu vrăjitorești să fac milioane, nu milioane fac asta, cărți de vrăjitorești. Și iată și am vrut să spun că noi creștine, ca mulți nu avem cruciliți, dacă putem cruciliți semnul biruinței lui Hristos. Dar de asta noi care cu Cristului, cu desenii, că să avem toți ca un fel de ieșit intrat în mod, așa, în viața omului. Dar moda asta nu e cu Dumnezeu. Moda asta în lume, mândrie. Mândrie și că Dumnezeu stă împotriva mândrilor. Și iubești pe cei care se miresc și să cunoască pe sine că cunoaște pe sine că sunt necutincioși și au trebuință de ajutorul Dumnezeu. Și iată ce am vrut să spun că mai bine să noi suportăm cruciniță, să dăm mâinile acele care maica, care cu desene, cu harul potrivit, să nu purtați ca și că nu putem să slujim la doi stăpâni, la Dumnezeu și la Satan. Stăruim să intrăm prin credință, prin pocăință, să aducem roadele credinței și așa să venim la Dumnezeu și primim iertare păcatelor și viață veșnică, pentru care și om se naște pe pământ. Nu pentru pierzare, nu pentru diavol, nu pentru chinurile cele veșnice, dar pentru viață veșnică, pentru Dumnezeu se naște pe pământ. Și trebuie să, ascultând, să primească viața dreaptă, să îndrepte viața sa prin faptele, prin rugăciuni, prin ajutorul lui Dumnezeu și să primească viața veșnică. Iată ce am vrut să spun. Mă rog, mi-a dat. Doamne, vă iert, mă rog, mi-a dat. Noi, mă rog. Amen.
Блажен,
cerecemo se ridicatem și pe Adam l-a înviatem. Eva dânsuiește într-un vierea ta și mașinului prezluiesc în duscuia ta ce din morță mult milostivie. Amin. În urmă de tine, prea curată de cioare, Domnul ajută că spre tine nădejduim și cu tine le udem ca să nu ne rușinăm mai robii tăi. Domnului, să ne rugăm. Domnului, miluiește. Înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va
aceea a dat drumul mulțimilor. Iisus a suit în munte să se roage în singurătate și când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă de noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au spăimântat zicând că este o nălucă și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru răspunzind a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să viu la Tine pe apă. Iar el i-a zis: vino. Și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzând că vântul este puternic, s-a fricoșat începând să se afunde în mare. A strigat și a zis: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-ți gramnic mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit și întrâni în corabie, s-a potolit furtuna. Iar cei care erau în corabie s-au închinat zicând: cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând mare a venit în pământul Genizaretului. O vremea onu, pănudi Iisus ucenicii Soia, zetina u cărăște. Doamne, miluiește!
miluiască Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, pe preasfințit mitropolit, arhiepiscop și episcop, preotocinul, preoță și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pe frații noștri, preoți, rămânași, hierodiaconi, mănași, mănăhine, pe tocinul, preoță și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, de Dumnezeu păzită țara noastră, Moldova, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pe pururea pomeniți, ctitori acest sfinte mănăstire, și pe anți ctitori și binefăcători, înfrumăstători, constructori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, pre cei ce s-au pomenit la această sfântă liturghie, pre cei vii și pre cei morți, pre cei ce au adus aceste sfinte daruri și pentru care s-au dus, pentru cei vii și pentru cei morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
Oh.
Vladimir și pe Domnul nostru Preasfințitule Biscupul Anatolie, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întregi, în sinte naturi, de lungat în zile drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pângărite și de limba mea cea cu totul necurată,
și să fie mie cărpunile Tău, Sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre sănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșalului mine celor multe, spre pază de toată lucrare diavolească, spre depărtarea și mutarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeiescului Tău har și spre domândirea împărăției Tău. Această răsănire care o vedeți dumneavoastră este o mărturie a vechii mănăstiri care a fost pe aceste locuri. Când am răsănire și a fost dus în cimitirul la satul nou. Și această răsănire a fost adusă înapoi în anul 1986, când a fost pe acest loc sfințit nouă mănăstire, nouă biserică, în cinstea Sfântului Gheorghe. Unii au spus creștinii despre aceasta sunt răsănire că după ce fiind ea așa de mare a vrut să o tai. Și atât când am început să o tai, spune că a început să curgă sânge dintre ea. Și apoi s-au oprit, n-au mai tăiat-o și primul s-o în cimitir. Și acum i-a dus la cimitir în coace, da? Da, i-a dus aici când s-au sfințit locurile. Locul de biserică s-au dus aici și s-au pus afară, s-au păstrat acum. S-a pus aici asta și este o mărturie pentru toți creștinii care vin să închină această răsărnire. Da, noi nu facem la dânsa așa anumite rugăciuni, spunem acasă, dar creștinii vin de unde vin să închină. Și eu ceva, așa lemne, puteți să iau de dânsa și pun fiecare creștină, cred că simțesc, spală, simțesc cu putere. Da, adică ceva de ajutor. Da, de ajutor, când băiesc, un vano.